dorim să fim o pizzerie în adevăratul sens al cuvântului, care se axează să producă pizza de calitate superioară, nu doar mai multe feluri de mâncare care să fie bune. Am înțeles. Despre ce blaturi este vorba? Avem niște blaturi noi, patru tipuri de blaturi noi. Unul se numește Primavera. Okay. E verde, arată așa ca o, ca o pizza extraterestră, e foarte bună. Am înțeles. Ce are în componență? Avocado? Nu e cu avocado, sunt rozmarin, dacă țin bine minte, și încă niște ierburi. Aha, ok. Dar nu le țin minte. Așa. Am înțeles, nicio problemă. A luat picant, care o să iasă mai roșu și se simte la picant, la gust se simte picant. Ok. A luat un clasic normal și a luat integral, pentru cei care doresc un pic să simte că mănâncă mai sănătos sau cei care urmăresc genul ăsta. Și aveți și câteva tipuri de pizza noi, din câte am înțeles. Exact. Ce le deosebește față de alte pizza, în special sosurile. Fiecare are un sos special. Okay. De exemplu, Big Shot Fish. Tot restaurantul ăsta are tema anilor 1920 și vrem că atunci când clientul vine aici să se rupe de cotidian, să se rupe de mașini, de stres și de altceva, și muzica, și mobilierul, și toată ambianța. Toată ambianța, chiar și numele de la pizza și de la sandwich-urile noi duc înspre 1920. Am Big Shot Fish e un slang mafiotic din 1920, care erau foarte în vogă. Mafia americană, mafia italiană, deci okay. Erau... Și despre ce sosuri este vorba? Da, și... Big Shot Fish este cu sos de avocado. Merge foarte bine cu somon. E fish, somon, sos de avocado. Avem pizza cu sos hoisin, se numește. E ceva chinezesc. Arată negru pe pizza. E de fapt maro, dar când se bagă la cuptor devine negru. Și are așa un gust special. Avem sos pe bază de morcov și sos pe bază de morcov, am zis, și unul pe bază de ardei. Ok, foarte tare. De obicei se face pe bază de roșii și noi avem... Am înțeles, foarte tare, mulțumesc frumos! Plăcere!